Eu am în jur de 90 de kg. 88, 89 și 87. Între 87 și 90. Nu pot să zic multe înainte, nu, nu se zice la astea. Sau cum, ce se... Nu se zice nimic. Să rămâi acolo. Să rămân acolo, da. Păi și la vârstă ar trebui așa, nu să zici mulți... Da? Cât ai? Da. Și nu zici nimic, nu mulți înainte. Nimic, da. Ok, rămâi. Și el la ce greutate? El e mai... Păi adică a luptat mai multe categorii. De exemplu, când a luat prima centură, a fost la 65 de kilograme. După aceea, când a obținut și a doua centură, obținuse două centuri la două categorii diferite, la 70. E, mai mâncase, deci, uite, deci el era campion, da, 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 la 60. Deci oricum, diferență mare între tine și el, păi, la și greutate. Și el stă în jur de 80 de kilograme. Da? Adică, dacă te gândești că ai ieșit la 65... Deși mari sportivi se îngrașă, uite că mi-ai mai adus o ușurare așa. Adică dacă și el a pornit la 65 și a ajuns la 80, să ne glumesc, desigur. Bun. Și nu făceai... Tine mulți înapoi. Da, mersi, să rămână, corect. Bun, și nu făceai cu el antrenamentele, dar era acolo în sală. Și mi-aduc aminte că câteodată mai făceam cu... prietenul lui, ca să spui așa, colegi, dar sunt de mulți ani împreună. Mi-aduc aminte că făceam sparing prin cușcă și mai venea la plasă și dădea indicații lui... era Charlie Ward. Chiar cu Charlie Ward trebuia să am un meci. Da? De mult a fost și anunțat în țară. Și, și el îi dădea indicații. Indicații. Cum, da? Vedea că îl cam ciufulez. Eram peste el și... Dar el ca prestanță, așa, ca prezență, cum e? Că el e un zeu pentru noi ce vedem noi la televizor și n-am... Ce citim prin ziare. Sincer, mai ales în perioada aia, era frig în Irlanda și nu apărea așa în, apărea în, cum apare acum, zic, în pielea goală. Da. Era îmbrăcat. Dar... Nu, la antrenamente, zic, la... E altfel, este un personaj. Personaj, sincer, clar, adică, da? Eu când l-am cunoscut așa mai mult, chiar e un personaj, e aparte. Pentru că este ca un om simplu. Dacă îl cunoști așa de aproape. Dar poți să fii și arogant, poți să fii și rău, adică el poate să joace pe mai multe fronturi. Bun, mulți, de exemplu, se plângeau când se întâlnea cu el. Face noi o poză, zice, da, că e aroganț, da, că umblă cu hainele alea lungi, că și așa mai departe. Deci, bun. Ce stare are el? Da. Și ai ajuns la antrenamente cu el? Da, am ajuns să... Sincer, am început să fac cu el când pregătea meciul cu Khabib. Când pregătea meciul cu Khabib, s-a gândit antrenorul că îl pot ajuta. Da. Eu venim din lupte și... împreună cu cum m-am dezvoltat pe partea de striking, îl pot ajuta și să-l forțez mai mult ca să fie pregătit pentru meci. Ți-a fost teamă atunci? Sincer? Nu. Adică când ți-a zis, vezi că o să... Și cum a venit, ți-a zis, Pascule, bagă-te la, cu el direct sau cum? Da, păi prima dată când am avut contact cu el, serios, a fost un sparing mai serios, dar nu a fost anunțat. A, direct acolo, în sală. Mă gândeam eu, după aceea, zic, uite ce fel s-au gândit, poate au fost gândite așa, zic, ca să mă surprindă, să nu vin eu pregătit cum ar veni. Pur și simplu, nu puteam să îmi dau seama de ce, sau, da, așa îmi făceam eu o idee, zic, băi, ăștia cred că au gândit să mă surprindă, poate să mă pună în dificultate. Da, nu, da, da. Dar... când am venit la antrenament, chiar aveam, nu știu dacă aveam de sparing sau cu temă, tehnic. Veniseți la un antrenament normal, să zic așa, nu? Da. Când ți-au spus. Și a venit și el și deodată se mai fac schimburi de parteneri. Da. Georgică, Vasilică, intră schimbă în cușcă. Schimbă, da, da. Și la un moment dat îi zice lui Conor să urce în cușcă. Eram în cușcă. Ei făceau pe saltea, jos. Da, da. Se urcă în cușcă. Eram două echipe, două echipe, patru oameni, doi cu doi. Da. Și ăla cu ăla cu ăla, yes? Da, și zice, pas cu Conor, știi? Și, de exemplu, știa că suntem patru în cușcă. Da. Da. Și cu cine mai rămânem? Da, și cum am uitat eu stânga-dreapta, așa, au ieșit toți. Eu fi zis, Andrei, tu afară, nu știu? Și când îl vezi pe Conor în cealaltă parte a cuștii, și... m-a pus pe mine, că la meci, știi? Tu în stânga, eu în dreapta și... Hai la treabă. Adică eram așa, chiar surprins. O senzație unică asta. Știi, zice, bă, ce fac ăștia? Și sparing, ca și cum antrenorul. Da, fai, hai. Nu știu ce.
Hai să scriu, poate da, e o glumă, ne filmează cineva, ne, da. N-a fost, adică nu m-a surprins cu nimic. Știi că pot să fie puțin mai dur și cum ar veni să te chinui un pic. Adică, da. Ca efort și ca lovituri, dar nu a fost așa. Adică m-am descurcat bine și chiar l-am pus în dificultate. Adică l-am pus să muncească. Sincer că după patru reprize, am făcut patru reprize și se cam răvășit așa și cam zice, nu mai pot, știi, ca fizic. Da, și n-are rost să o forțăm. Și s-a gândit antrenorul că... E de bine. Bravo, uite, îl muncește Pascuș. Și... Foarte tare. Da, și antrenorul, uite, sincer, mi-a și spus, Pascu, uite, să apren la tine, cum ar veni, pentru pregătirea asta. Da. Și... Îți arăt mesajul dacă nu mă crezi, da. Și a zis, știu că ești un sportiv inteligent și nu o să rănești, pentru că poți să ai un control, adică el se gândea, băi, asta poate să controleze un antrenament, da. Adică mai serios. Trebuie să-l ajute scape. Să se antreneze, nu da, să-l da, da, rănească. Să-l ajut să se antreneze, nu să-i scap vrână, să... Da, că omul avea meci. Da, că se întâmplă. De exemplu, s-a întâmplat într-o repriză de sparing, în care zicea că l-am, uite, vezi, l-am rănit, i-a făcut bubița. Aia celebră, cu dintele, cum e cu... Faza cu dintele, nu mai arăt că... Da. Da, se vede urât. Dar, într-adevăr, nu aveam proteză dentară. Da. Da, și chiar la următorul, spune, după ce s-a întâmplat treaba asta, că l-am rănit la deget, pentru el m-a prins, nu știu cum, de față, așa, și nu că l-am mușcat, dar prin presiune l-am zgâriat, poate la deget. Mi-a și zis, vezi, data trecută, uite, la deget, mai zgâria, știi, să spui proteză, da, știi? Da, eu, ce frumos sunt. Da. Dar tu erai de la o luptă... Da, dintele acesta a căzut de la altă luptă. Asta spun, de la altă luptă. Mi-a dat, și el a apărut... Mi-a dat un genunchi în gură. Da. Și el a apărut și a zis că, uite, mai... Da, și... chiar mă supărasem. Imediat cum am văzut știrea, el a spus, domne, că am un partener rău, care, uite, mă mușcă. Bombardier, bombardier. Da. Chiar putea să știa să pronunțe și el, bombardier, nu spunea. Că am zis să schimb numele în The Bomber. Să poți să înțeleagă și ceilalți din afară. Și... spunea chiar bombardier, ceva genul, nu știu, pe la sală, bombardier. Da. Și băi, potolește-te că nu te-am chiar așa cum ai spus tu, că știu că a apărut și a zis că da. Te plângi cu o fetiță. Da, la deget, aici tu marele. Dar ție ce-ți ai bombardierul? Mai ții minte? Dacă e să vorbim de treaba asta, mi-a spus, nu știu cine, dar nu mi-a plăcut. Nu? Da, nu mi-a plăcut. Mereu spun așa ceva. Da. Nu mi-a plăcut, pentru că și atunci era comparat numele ăsta așa, bombardier, un alt stil. Am înțeles. Da. Nu-mi convenea, adică, păi, bombardier, într-un fel faceți mișto de mine sau ceva de așa. Nu mi-a plăcut, dar acum îmi place.